Bună ziua și Hristos a anunțat, bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local de astăzi. În continuare, voi da citire proiectelor aflate pe ordinea de zi. Primul proiect de hotărâre, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, inițiator domnul primar. Proiectul de hotărâre numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor la SECE compania Ropress Services SA, conform raportului expertului cooptat de către Adis Bacău, de către OAT-urile membre, parte în contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180/2967/6/5/2015, inițiator domnul primar. 3. Proiect de hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local al Comunei Său a întâmpinării formulate în dosarul numărul 1311/110/2023, inițiator domnul primar. A patru avem întrebări diverse. Avem și o modificare la ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Său pentru trimestrul 1 al anului 2023, inițiator domnul primar. Proiectul de hotărâre privind modificarea anexelor numărul 1 și 2 din hotărârea Consiliului Local al Comunei Său, numărul 83 din 6 octombrie 2022, privind aprobarea proiectului tehnic de execuție a lucrărilor de intervenții a indicatorilor tehnico-economice actualizat și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții, modernizare, drumul de interes local în Comuna Său, de Bacău. A aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Saligny, precum și asumei reprezentând categorie de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, inițiator domnul primar. Și mai avem domnul proiect de la modificare. Proiect de hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local al Comunei Său a întâmpinării formulate în dosarul 1368/110/2023 și ultimul proiect la modificare. Proiect de hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local al Comunei Său a răspunsului la plângerea prealabilă înaintată de către Ghenadie Dorin, domiciliat în satul Lunga Său, strada Plutușului, numărul 4, Comuna Său, Țăranul Dumit, domiciliat în satul Lunga Său, strada Plutușului, numărul 21, Comuna Său, Dogariu Ion, domiciliat în satul Apa Său, Comuna Său, toți prin avocatul Ludu Felicia, localitatea Bacău, strada Cruza Vodă, numărul 14. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Ați avut un mapele de studiu procesul verbal la ședințele anterioare. Dacă sunt ceva amendamente, procesul verbal la ședințe anterioare din 28 aprilie, ședința ordinară. Amendamente? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Ședința extraordinară din 15 mai. Amendamente? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Trecem la ordinea de zi. Primul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2023. Inițiator, domnul primar. Comisiile au avizit favorabile. Dacă avem discuții pe marginea acestui proiect. Nu întrebare așa avea eu, domnule primar. Către doamna administrator. Doamna administrator, dacă îmi permiteți. Fondul din împrumuturi am cursat de la văzut 1550. Aici ce ar fi? Pentru PNRR? Nu știu să vă răspund. Cred că ar trebui da. Să deci aici nu am înțeles. Eu am făcut anexele respective, eu am apucat să vorbesc. Da, deci fondurile din împrumuturi am cursat de 42.098901. 1.550.000 de lei. Da, aici aveam o nelămurire. Probabil sunt alocările din suma din PNRR, aferind componente împrumuturi. Da, doar o nelămurire. Nu, întrebați, din telefon. Doamna Elena, am zis adresa cu o întrebare în Consiliul Local, n-am știut să răspund, face referire la anexa pentru rectificarea bugetară. Îmi dați voie să vă contestificați, să adresez domnul că prima întrebare. Să rămână. Da, doamna contabilă. Fondul din împrumut rambursabil, 42.028901, 1.550.000 lei. Aici nu am înțeles exact pentru ce împrumutul rambursabil.
89. 89. Da. La buget electrificat centralizatorul. A, centralizatorul? Da, da, da. Dacă uitați la raport, 89. Da, 89. Nu este TVA. A, este vorba de un proiect care intră în partea a doua, PNRR-ul, care va fi în două etape și vor avea articole diferite. Deci, am înțeles. Deci când vom primi banii de la PNRR pentru acest proiect, așa îi vom primi pe două articole. Fonduri din împrumut rambursabil, așa se numește, chiar dacă e un împrumut, și sumele aferente TVA-ului proiectului respectiv. Am înțeles, dar nu știam. Deci, în deocamdată, acești bani sunt previzionați în buget. Ei nu sunt primiți momentan. Da. În momentul când începe derularea proiectului, atunci o să primiți banii. Da, să-i rambursabil, să trebuie dat înapoi. Nu, nu, de nu. Nu e așa se numește. Da, și vă trebuie rambursabil în proiect. Da, da, doamna condamnă, am înțeles. Ne-ați lămurit. Mulțumim frumos. Scuzați, doamna. Nu-i de rău? Da, să rămână. Mai sunt discuții? Propun să punem la mult. Pentru? Împotrivă, abține, aviz favorabil. Al doilea proiect aflat pe ordinea de zi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor la SC compania Rompress Service SA, conform raportului expertului cooptat de către Adis Bacău, de către UAT-urile membre, parte în contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeurilor municipale în Bacău. Numărul 180/2957/65/2015. Inițiator, domnul primar. Comisiile au avis nefavorabil toate trei. Discuții. Da, cum vă spuneam, s-a ridicat prețul de câte ori la principal. Pe la de trei ori. De trei ori, da. Mai redus un pic la reciclabil și-o pus la menajer și... Nu aș vrea să mai urmărit prețul pe transport la deșeurile speciale rămase. Noi nu ne satisfacem nici chiar așa cu făcutul de modificare la preț, deoarece noi selectăm. Selectiv? Nu chiar mult, dar selectăm. Destul de mult. Așa, destul de mult, bineînțeles. Azi că dacă zic destul de mult, poate cetățenii să nu mai selectez. Da. Dar e loc de mai mare și pedepsesc. Da. Efectiv, afectează dacă... Deci nu dau dovadă deloc de înțelegere și... Hotărârea aia dumneavoastră. E clar. Mai sunt discuții? Nu. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Toată lumea împotrivă. Mergem mai departe. Proiectul de hotărâre numărul 3. Proiect de hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local al Comunei Său a întâmpinării formulate în dosarul numărul 1311/110/2023. Inițiator, domnul primar. Comisie de aviz favorabil. Discuții. Bine. Supunem la vot. Domnul primar, aveți adăugat ceva? Nu? Să punem la vot. Pentru? Împotrivă? La modificare ordinii de zi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Său pentru trimestrul 1 al anului 2023. Inițiator, domnul primar. Discuții pe marginea acestui proiect?
Comisiile avis favorabil. Supunem apă proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Majoritatea. Al doilea proiect. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor numărul 1 și 2 din hotărârea Consiliul Local al Comunei, Casă numărul 83 din 6 octombrie 2022, privind aprobarea proiectului tehnic de execuție a lucrurilor de intervenție, a indicatorilor tehnico-economici și actualizații și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții, modernizare drumului de interes local în Comuna Său, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Saligny, precum și asume reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea acestui obiectiv, indicator domnul primar, dacă avem discuții. Comisia a fost favorabil, scuze. Bun, la București, miercuri. Miercuri trecut am fost la București din nou, ca să rugăm să ne ajute să semnăm contractul mai repede, da? Și documentația care a fost încărcată, nu erau actualizate anexele astea. Deci încă s-au mai mărit prețurile, încă s-au mai trebuit doamna consultant de la Iași să mai facă o reactualizare a anexelor, care trebuie trecut în Consiliul Local. Promisiuni, promisiuni. Avem promisiuni că dacă reușim să depunem un proces verbal de recepție parțială la canalizare, într-o săptămână semnăm contractul și putea să fie constructorul să apuce de asfaltat. Dar să vedem acum dacă reușim, că încă mai au niște neconformități și cum am promis și cum am zis, nu voi semna recepția la canalizare până nu o să fie totul ok. Deci asta să fie clar pentru toată lumea, nu vreau să intru în pușcării, nu vreau să mă acuze cineva de alte chestii. Da. Noi sperăm să se îndreze într-o săptămână și ceva, să facă. Mai sunt plombările care alea sunt la vedere și să se văd și acolo chiar nu avem nicio problemă. Dar ce sunt lucrări ascunse, alea vrem să le verificăm, fiecare metru să-l filmăm din nou, să vedem efectiv. Dar în ce zone mai au probleme? Când ar mai... Mai au de pus racordul. Pe subosoi, pe... Mai un pic de intervenit pe DNR, stai. Mai au, da, bine acolo, da. Acolo, da, mai au câteva pompă. Au făcut în industria de acolo două modificări. Da. Sala de apă, și probleme să de la aproape de mult, să curgea. Da, să timp de acolo. Plătesc apă de... Nu ți face nici facturi, au luat. Plătesc apă de tot. O plătesc? Dar nivelul îi face, îi facturează. O plătesc. Țava care e pus acolo peste Bolova, peste... Nu vreau să-mi adun nicio aceea chiar bataia de joc. Dar a trecut pe la noi, la primărie, un domn care e la fel și dânsul să face canalizări, cred că știți de cine e vorba, nu vreau să dau nume. Și-a zis că ai avut mare curaj, te-ai luat așa la luptă cu ei. Dar ce să fac, nu, inginer? Zic, ce să fac, să mă las așa, să mă taci în picioare sau după aia zic, intru eu în bușcărie? Dom'le, într-adevăr, te-ai ținut tare. Dacă ei au reușit, asta e, o să vedem ce o să fie mai departe, da? Dar filmările le fac ei acum, nu? Da. Toți. Absolut toate filmările sunt plătite de ei, de atunci filmarea care am făcut-o noi. Dar și filmarea care am făcut-o noi, bineînțeles. Am dovedit că am avut dreptate. Așa am aprobat. Și eu pus... Da, recuperată suma din filmări, recuperat suma. Și intervențiile tot ei sunt plătite acum. Bineînțeles, dar ce plătite. Păi de asta ar vrea să... Cetățenii să știe că ce s-a făcut până acum, unde s-a intervenit, nu s-a intervenit pe banii primăriei. S-a intervenit pe banii constructorului. În toate punctele astea, chiar de s-a intervenit de 5 ori, de 6 ori, de câte ori s-a intervenit, nu s-a intervenit pe banii primăriei. Noi am plătit proiectul și proiectul a fost prin PNDL, nici nu a fost niciodată. Acum am fost în zona la scaunele acolo la noi, eu ridicam capacele astea în sus. Și tot le face cam de mântuială, că pune niște pietricele așa sub capac, când a venit mașinile cele mari. Atâta e. Uite așa, chiar m-am uitat acum atea. Aici nu vreau să aud ei, nimeni nu le-am dat mână în legări să facă cum vor ei, dar toate capacele astea o să fie ridicate la nivelul asfaltului. Când o să toarnă asfalt, să ne grăbim, hai să dăm drumul. Asta nu înseamnă că trebuie să facă de mântuială. Dar așa depinde de noi, depinde să dăm. Eu sunt de acord la început. Dar astea toate sunt un bian la capacele astea, o să se ridice în sus. Chiar de unul s-o mai strâmba coreaga, s-o mai... Așa. Da. Speram să nu se lasă asfaltul. Domnule, lămurește de ce nu putem, n-am putut să luăm un zic la oamenii, că de ce n-au reziliat cu ei? Păi nu puteam. Deci la un moment dat, când aveam în jur de 85% din lucrări efectuate,
Așa. Noi am văzut deficiențele. Când am intrat eu primar, am văzut deficiențele și le-am adus la cunoștință. Toate deficiențele. Ei, împreună cu deficit de șantier, care ar fi trebuit să ne reprezinte pe noi, așa, o striga la unison că lucrările sunt bune. Totul e bine, totul e ok. Totul e bine, totul e ok. Între timp, noi am depus la Angel Salini proiectul cu 4 km 300 de modernizare drumul de interes local, toate ulițele astea. Ne-au fost aprobat. Până ne-am tras noi din bârneță aici în Consiliul Local, că o parte vroia să aprobe filmarea, o parte nu vroia, a trecut timpul. Între timp, noi am filmat, s-au văzut deficiențele și la momentul ăla, cred că i-ar fi convenit cumva. I-ar fi convenit să încetăm noi contractul. Dar încetându-i contractul, așa, ar fi trebuit să ne judecăm cu ei 5 ani, 6 ani, știți că durează un proces. Și noi ce făceam cu proiectul de asfaltare? Pierdeam banii pe partea asta altă. Și am zis, nu, ați făcut gafa, ați făcut greșeala, reparați totul și după aia vedem. Ei au crezut că e mai puțin. Când am adus filmarea și când am spus tot, deja jumate le-au reparat și ușor au intrat și ei pe făgaș normal, vă zic, și așa, am făcut până acum, am cheltuit, hai să o scoatem la capăt, că nici pentru ei nu cred că e un lucru. Acum, în proiectul de asfaltare să fie prins numai covorul de asfalt sau și șanțurile? Toți șanțuri, podețe, covori de asfalt, tot o să fie un proiect din... Da. Deci de asta n-am putut rezilia, că ori ar fi convenit să reziliez atunci, ce voi, decât să mai intervină în ața. Că ați văzut, aproape că au luat lucrare la început. Să mai cheltuie atâția bani, ne-ar fi convenit, dar nu mi-e convenia nouă să reziliem contractul. Reziliam contractul, el pleca și aia ne judecăm. Și 5 ani de termen, și noi rămâneam cu comuna distrusă, fără canalizare și fără asfaltare. Așa am avut disconfort în perioada asta. Îmi cer scuze încă o dată tuturor cetățenilor. Și eu sunt cetățean al comunii, nu stau în oraș, tot pe aici circul. Și eu strâng mașina. Dar alte variante nu aveam. Am ales din rău cel mai rău, fie la mai mic. Cel mai mare și cel mai mic. De asta n-am reușit. Da. Alte discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Tot la modificarea ordinii de zi de astăzi. Proiectul de hotărâre privind răsfățuirea de către Consiliul Local al Comunei Soa, răspunsului la plângerea prealabilă înaintată de către domnul Gherardie Dorit, domiciliat în satul Mocasău, strada Trăcușului numărul 4. De doctor Ana Dumitru, domiciliat în satul Mocasău, strada Trăcușului numărul 21. Domnul Dogariu Ion, domiciliat în satul Apasău, Comuna Său, toți fiind la doamna avocat, Ludu Felicia, localitatea Bacău, strada Acuza Vântă, 14. Comisiile ales favorabile. Da. Ne explicați, doamna primar? Da, explicați-vă, am făcut că e dreptul lor să facă plângere, da, la contractul concesiunii, dar cum am asigurat cetățenii, animalele vor paște pe izlazul comunii, nu o să fie nicio problemă. Dânsii nu au văzut până acum, de 11 ani, cu avut doar asociația domnului doctor, acum s-au trezit nemulțumiți și nu au venit în 11 ani cu nicio plângere și nicio solicitare și nicio petiție, s-au trezit. Dar aici e altă, e cu totul altă discuție. Cineva vrea să mi-i bage în cap, să mi-i ridice mie ca primar. Dar o să o rezolvăm în timp toată și o să dovedim că... Adică, nu, noi, instanța. O să o hotărască. Dar dumnealor sunt în asociația domnului? Nu. Păi dacă noi concesionam, cum au venit dânsii, îi dădeam domnului țăranu, care avea 18 vaci, ar fi vrut vreo 50 ceva de hectare, 60 de hectare, domnul Ghenadi la fel, vreo 18-20 de hectare, domnul Dogaru cu 100 și vreo 80 de oi, îi dădeam vreo 90 de hectare, 3% din izlazul comunei astea trebuia să dăm la 3 persoane fizice, care îi făceam proprietari, domnule, gândiți-vă ce faceți. El, când îi semna contractul de concesiune, l-ai făcut proprietar. Omul poate să ducă să-și pună gard electric sau gard de sârmi din poată sau ce spune și nu mai poți să mai intre animalele celorlalți cetățeni, că l-ai făcut proprietar. Am spus, domnule, dar cum? Până acum? Păi nu. Cum? El când o să vină la toamnă, când o să plătească redevența la primărie, o să zică, stai domnule, oleacă, dar de ce să plătesc numai eu? Chiar de la concesionat eu. Să plătească și vecinul Vasile, și vecinul Gheorghe, că și face lui eu pe terenul meu. Și atunci, ori nu plătea redevența, ori și-am ales din
Iar la fel, în rău cel mai rău, mă lăsă. Băi, dăm doar la o asociație, adică dăm. Așa o considerat comisia, nu eu, Bun, și dar acum nu o să mai aibă deloc concesionat? Cine? Persoanele, de la nu. Mă refer și la domnul director de la Direcția Agricolă, nu știu, domeniu, să înțeleagă cetățenii. Ăsta nu e un venit care îl ia de la APIA. Ăsta e subvenție pentru partea de neprofit de la cât costă un hectar de teren ca să lucreze, așa, și cât ar trebui să primească sau cât ar trebui să ia. Ei cred că nu, asta e un profit și toată lumea se îngrămădește, se concesioneze, vedeți, doamne, dintre banul. Dar acum am înțeles că s-o schimba și legea și o să și de aia pentru ultimul bănuț să dea socoteală. În fine, așa e, alte discuții. Alte discuții? Să punem la vot. Pentru? Ultimul proiect la modificarea ordinii de zi. Proiectul hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local al Comunei Asău a întâmpinării formulată în dosarul 1368 pe 110 pe 2023. Comisia de aviz favorabil. Dacă avem discuții? Nu. Să punem la vot proiectul. Pentru? Împotrivă? Abține? Stați favorabil. Probleme diverse. Discuții. Da. Domnule consilier? Domnul primar, trebuie să vă aduc la cunoștință părerea unor cetățeni din raza mea de activitate, care sunt total nemulțumiți de atitudinea necivilizată a unor grupuri de tineri din zona Lung, Straj, Lăloaia, Centru, care vin în zonele astea, chiar și ieri am trecut pe la domnul Ghiurcu prin parcă pe acolo, vin și nu, că nu-i deranjează că ar veni, dar faptul că fac mizerie extraordinară, vorbesc extraordinar de urât, au o atitudine total nepotrivită și față de oamenii mai în vârstă, și față de ceilalți copii. Dacă le spui ceva, îți răspund, îți comentează. Eu am pus coșul rupt. Exact. Arunc tot felul de peturi, de cutii, doze, mucuri de țigări. Chiar ieri, când am trecut la dumneavoastră, am văzut mucuri de țigări acolo, lângă gard. Deci, fiecare om se îngrijește de partea lui de drum, așa, face curățenie și ei se duc și, repet, nimeni n-ar avea nimic cu ei dacă nu ar face mizerii, n-ar avea o atitudine antisocială, zvârn cu pietri în curții la oameni, era să dea, am înțeles că era să dea și în cap la o bătrână, fiindcă le-a atras atenția că fac mizerii și fac gălăgii. Deci n-ar avea nimeni nimic împotriva lor dacă ar avea o atitudine civilizată. Au venit și mascați. Exact. Băi, este incredibil. Da. Au venit, am ieșit acolo mascați. Nici nu știi cu cine stai de vorbă. Aș răspunde tot cu o întrebare. Și asta cum se datorează? Nu nouă părinților? Educația asta? Din păcate, am mai întrebat, da, vine tot la profesor, la școală. Nu profesor, nu. La școală, da. Ești ușor. Ce ușor, că ușor. Nu, dar eu am zis asta părinților. Da, așa este. Din păcate și atitudinea unor părinți este la fel de refractară ca și a copiilor. Fiindcă și părinții reacționează în aceeași... Dar ce să-i fac eu? Am întrebat numeroase persoane, discutând problema. Dacă ei nu se poate să-i facă nimic, o să-i face noi. Dar când o să vină amenda la poartă, să-i bată în poartă la domnul polițist, asta trebuie. O să zică, domnule, dar chiar pe mine mai găsit. Că așa, așa răspuns am primit când am amendat cineva la poartă, la loc, aici, în curățenie. Nu ne-a zis nimeni nimic, așa cum te-ai găsit tu, vii să-mi spui să fac curățenie. Să vii tu să-mi spui să nu mai arunc gunoiul în apă, să vii să-mi spui... Nu, dar fenomenul e în amploare și trebuie exact măsuri. Exact. De asta au venit domnul Dobeșcă. Păi măsurile astea o să fie.
Eu am văzut și mizerii lasă acolo, la acolo, la uliță. Exact. Da, minică dimineața, am trecut pe acolo, era rușie în miere. Bă, zic că, Doamne ferește, ce e acolo? Da, așa este. Vineri au curățat coșurile, la terminarea, că l-am mutat de coșurile din noi. Sâmbătă, seara, duminică dimineața. Să urmă pe miesă, pe picioare. Mă, picioare. Lansează pe miesă. Că tu au fost postică, șai, n-o să le ce l-a făcea. Dar cine pe acolo, pe jos, cine pe acolo? Păi și nu stă copiii din zona aia? Nu, nu mai. Nu, nu mai. Vin foarte mulți de la Loaia. Vin la Loaia, vin de la Strajă, vin de la Luncă. Deci nu sunt doar cei de acolo, că îi știm pe cei de acolo. Exact, deci nu trebuie să și atunci dacă îi pui doi înși, nu poți să circuli singur, pentru că poate de la el. În general, după ora 6-7 seara. 6, 7, 8. Ați ușor de liniștit. Poate să vrei să-i liniștești, n-ai ce să... Totuși au venit cu cerere, am ținut-o de joi de la ora 9-10 dimineața până vineri seara la ora 4. N-am semnat-o, s-o hotărât să plece. Poate ne spune motivele acum, ca să audă toți cetățenii, să nu se audă bârfe pe Facebook, de ce vrea să ne părăsească. Asta ca să știți așa, dar nu trebuia vorbit oficial și deschis. Tot e decizie personală? Da, nu știu. Dacă din primărie, dar nu vrei să facă din comună. Cum? Serviciul din comun. Da. Serviciul. E părerea dumneavoastră. Da. Părerea mea este că pierdem un profesionist, pierdem un om deosebit. Da. Ce țară începe? Nu începe plăție, dar vreau să spun că îmi cunosc când era colegă de școală. Era o chestie mișeză. Da, clar că așa se întâmplă. După câte știu, chiar o termina șefă de promoție ca și școală și deci dacă, nu știu, e o mare pierdere, asta vreau să spun. Da, asta confirm și eu, deși sunt de 3 ani. De fiecare dată am găsit ajutor la Dumnezeu, ură succes personal. Sunt sigur că va face o treabă extraordinară și acolo. Mai sunt și alte discuții? Așa, încheiem ședința de astăzi. Mulțumim pentru participare. O să fim asta în continuare. La revedere!